Boala mută care vă afectează organismul fără simptome Recomandările medicilor un stres mare fizic sau unul emoțional, iată două motive pentru care ar trebui să faceți și un consult la medicul endocrinolog. Sunt situații care aștern terenul ideal pentru afecțiunea de tiroidei. Bolile apar inclusiv la bărbați, mai rar afectați de tulburările acestei glande importante, scrie știrile tvro 4. Femei la un bărbat, acesta este raportul, pe sexe, în ceea ce privește bolile endocrine. Cercetarea ea în calcul și afecțiunile autoimune, precum tiroidita. Motivul pentru care femeile sunt mai vulnerabile în fața patologiei tiroidiene poate fi explicat de hormonii estrogeni. Aceștia creează terenul propice pentru bolile endocrine. Așadar, o ecografie de control la o vârstă tânără, înainte de a vă gândi la un copil, face parte din investigațiile de rutină. Pe de altă parte, odată sarcina apărută, vizita la endocrinolog este obligatorie. Statistic, la 3 luni de la naștere se constată iar un hop pentru tiroidă. După sarcină, din 3 în 3 luni, până la un an, obligatoriu din 3 în 3 luni, pentru că există tiroidite autoimune care nu dor și care se pot declanșa începând din a treia lună după naștere, după ce am născut și alătăm, explică Antonella Burlacu, medic primar endocrinolog. După naștere se declanșează cel mai tiroidite autoimune. Care nu dor. Tiroiditele autoimune, neținute sub control, vă pot lăsa fără funcția tiroidei. Tot obligatorie, ar fi vizita la endocrinologie odată ce ați împlinit 40 de ani. Simptomele, în cazul unei boli, sunt nespecifice. Pacientul cu patologie tiroidiană are un comportament foarte fragil, de manieră că nu suporta căldura, nu suporta frigul, se enervează foarte repede, își schimbă atitudinea de la o secundă la alta și nu știm de ce, explică Mihai Daniel, medic primar chirurg. Mergeți la un examen endocrinologic, dacă vă regăsiți în această descriere. De asemenea, dacă vi se pare că înghițiți cu dificultate. În privința bărbaților, mai rar afectați de bolile tiroidei, factorul declanșator este o perioadă de stres extrem. În cazul nodurilor, care au caractere ecografice suspecte, sunt necesare două analize de sânge, TSH și calcitonina. De multe ori însă arată valori normale. În acest moment, e nevoie de diagnostic de certitudine anatomopatologic, popular biopsie. Orice nodul peste un centimetru cm, care are caracteristici ecografice suspectă, se funcționează. Există o genă dureroasă, dar nu există durere, de aceea se face fără anestezie, explică Isabella Maria Botea, medic specialist radiolog. Pe toată perioada de creștere, un copil trebuie văzut anual de specialistul endocrinolog. E perioada când, atât la fete și cât și la băieți, pot apărea formațiuni nodulare la nivelul acestei glande, pe fondul schimbărilor. Nu uitați dragilor că pentru o diagnosticare corectă sunt necesare investigații suplimentare prescrise de medicul specialist. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile în domeniu, apreciați și distribuiți canalul.